Salut! Sunt Daniel de la Pegas și astăzi vă voi prezenta mănușile cu semnalizare. Mănușile cu semnalizare pentru bicicliști. Acesta este ambalajul. Noi avem aici o pereche de mănuși galbenă. Trebuie să precizez că ele vin în mai multe culori pe care le găsiți pe www.bicicletapegas.ro, la fel și mărimile. Avem de la S până la XXXL. Haideți să desfacem pachetul. Noi le-am desfăcut deja. Am jucat cu ele. Vom face în felul următor. Una o voi lăsa pe masă, iar pe cealaltă o voi testa eu. Au un arici, este foarte ușor de utilizat, și un buton. Asta este tot. Bineînțeles, avem și o bandă LED și aici în interior este bateria. Vă voi arăta după și cum se schimbă în cazul în care se termină. Aceste baterii au două moduri, un mod de noapte și un mod de zi. Pentru modul de noapte, LED-urile vor sta în permanență aprinse, pentru modul de zi, ele vor fi stinse și doar în momentul în care apăsăm butonul, ele vor licări. Schimbăm banda, ridicăm mâna, schimbăm banda și apoi am oprit semnalizarea. Pentru modul de noapte, butonul trebuie puțin apăsat, iar LED-urile rămân în permanență aprinse. Bineînțeles, în momentul în care semnalizăm, schimbăm banda, am apăsat pe buton, semnalizăm, am oprit și ne-am continuat mersul pe bicicletă. Vom opri acum luminile ca să nu consumăm bateriile. Aceste mănuși, cum am zis, că au un sistem de baterie aici înăuntru. Am și un mic fermoar, acesta este insesizabil, nu îl simt deloc, chiar nu mă deranjează. Sistemul de iluminare împreună cu bateriile este acesta, un dispozitiv destul de mic, dar deștept. Bateriile, este vorba despre o singură baterie, CR2032, se schimbă super ușor, apoi dispozitivul se introduce înapoi. Așa. Hop. Are o mică cătare aici și trebuie nimerită. Am nimerit-o eu acum și am închis fermoarul. Asta este tot, iar până data viitoare, pedalați cu încredere!